Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragii mei, sunt Aura Stoienescu și sunt din nou gazda dumneavoastră la emisiunea Ordinea de Zi, din nou o emisiune de dezbatere electorală, penultima din această campanie electorală. Am să prezint pe invitații mei domnul Grigorie Petre, candidatul PSD la funcția de primar al Comunei Plopșoru și primar în funcție. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnul Silviu Sprânceană, din partea UNEPR, candidat la primăria Țicleni, funcția de primar al orașului Țicleni. Bună seara, mulțumesc de invitație pe această cale. Salut cetățenii orașului Țicleni, județului Gorj, dar în special toți copiii din județul Gorj și nu numai din județul Gorj, din România, dar să nu uităm și acei cetățeni cărora le trăiesc părinții, că și ei sunt copii până la... Când vă dau minutele. Vă mulțumesc. Continuați atunci. Bun, și domnul Matei Catrinoiu, președinte PNCCD Gorj, candidat la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnilor candidați, că v-ați rupt din timpul de campanie la fața locului pentru a fi în fața televizorului la Ordinea de Zi la ENSA TV. Dragi telespectatori, începem pentru a asigura egalitate la timpii de antenă cu cronometru pentru domnul Grigorie Petre, candidatul PSD. Am o întrebare după care dăm drumul la cronometru. Candidatul PSD la funcția de primar al Comunei Plopșoru. Domnule Grigorie Petre, am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră. Au fost doi contracandidați ai dumneavoastră până acum în emisiune și cu toate că nu se pot face acuzații, așa cum spune legea, fără să se poată dovedi pe loc, dumnealor au început niște acuzații care vi se adresează și dacă tot ați venit în emisiune, consider că e cazul să răspundeți la aceste două acuzații, chiar dacă eu i-am oprit, au apucat să spună, n-au putut să dovedească și e greu de dovedit pe loc ceea ce acuzi, mai ales în timp foarte scurt. Și atunci, după ce vă dau drumul la timpul de antenă, o să vă rog să-mi răspundeți la două întrebări. Una, se spune că nu vreți ca oamenii din Piscuri să aibă telefonie mobilă, se spune. Da, am înțeles, mă rog. Și a doua acuzație că nu ați asfaltat drumurile Sătești. Da? Da. Start cronometru pentru domnul Grigorie Petre, vă rog. Păi, acuză pentru că asta știu să fac. Altceva... Mă rog. Nu vreau să nu acuzați. Nu acuz. Nu acuz și nu vreau să mă scuz. Într-adevăr, cetățenii din satul Piscuri nu beneficiază pe... numai parțial, că este semnal în zonă pentru satul de Leni și parțial din Piscuri, nu beneficiază de o telefonie mobilă, în schimb au o rețea fixă de telefonie. Da, dragi cetățeni, pot să vă spun că am fost ofertat de diferiți operatori de telefonie mobilă să montăm pentru satul Piscuri un pilon sau chiar doi pentru a putea beneficia și cetățenii satului Piscuri de semnal la telefonia mobilă, având în vedere morfologia terenului diferită, pentru că suntem undeva la o cotă mai înaltă și nu pot să capteze piscurenii și de la celelalte stații existente pe teritoriul Comunei Plopșoru. Dar, vedeți dumneavoastră, viața e pe primul loc. În primul rând, când au venit operatorii respectivi, le-am pus niște condiții. Unu, toți au vrut să montăm acest releu în apropierea bazinului de apă sau chiar unii dintre ei în incinta stației de apă. Ori acest lucru nu se poate. Știm destul de bine că viața are prioritate, știm destul de bine că organismul uman este compus din celule care interconectează între ele prin circuite electrice. Ori se știe destul de bine, s-au făcut studii la nivel mondial, s-a atestat faptul că aceste radiații afectează organismul uman. Și apoi să luăm cazuri concrete. Bucureștiu. Sunt instituții publice care primesc spor de antenă. De ce să primească spor de antenă dacă n-ar fi nocive? Acum gândim logic. Mai ales că sunt nocive pentru copii.
pentru copii și mai grav, că au craniu subțire și le afectează și memoria, afectează de asemenea oamenii care suferă de diferite boli. Da, le-ați oferit altă locație în zonă? Le-am oferit altă locație la o distanță de cel puțin 500 de metri de bazinul de apă și la cel puțin 500 de metri de către ultima gospodărie din satul Deleni. Nu le convine, pentru că asta e, ei vor să câștige bani, dar nu vor să investească în infrastructură. Ar trebui să-și facă drum până acolo. Mai mult decât atât. Le-am pus niște condiții. Zic, prietene, vii, investești, hai să mergem la prima stație releu care o aveți în zonă și să facem măsurători ale radiațiilor și ale undelor electromagnetice. De asemenea, le-am spus, la noi aici când vii, eu vreau să am grijă de cetățenii mei în viitor. Nu vreau să trăiesc cu conștiința neîmpăcată că în viitor nici măcar un cetățean a fost afectat de acest releu. Că nu e o problemă că doar jumătate din cetățenii comunei nu au acces la telefonie. Sunt de acord să avem acces, să se construiască, dar la baza releului am condiționat să fie amplasată o stație care să afișeze în permanență gradul de radiație. Așa cum ne obligă la termocentrală, de exemplu, complexul energetic Oltenia este obligat să afișeze noxele existente în zonă, nu? 25 de secunde mai aveți din calupul ăsta. De ce? Vreau să vă întreb dacă celelalte relee din comună îndeplinesc aceste condiții. Am făcut sesizare la Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorului. Au răspuns că încă nu au primit niciun răspuns de la ceilalți operatori. Aștept în continuare, ba mai mult decât atât, unul dintre operatorii vrea să-și schimbe releul din satul Ceprea, care nu, din satul Izvoarele, care nu corespunde. S-a terminat timpul. Bun, ăsta e răspunsul pentru prima acuzație. Următorul răspuns în următorul timp de antenă pe care vi-l acordăm. Domnul Silviu Sprânceană, candidatul UNPR la funcția de primar al orașului Țicleni. Dumneavoastră ați mai fost pe la noi odată, ne bucurăm că ați revenit. Cum a decurs campania, ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai văzut? Dar vă rog să nu știți, fără acuzații, că văd că aveți multe, multe documente în față. Fără acuzații, documentele și sunt. Ce vreți să faceți pentru Țicleni, că poate n-a văzut toată lumea data trecută? Da, deci așa cum mai spuneam pe alte canale de televiziune, pliantul meu a ajuns în toate familiile și cele două, să-l arătați la cameră, cele 25 de proiecte pe care le-am propuse și nu numai, pentru că pe parcursul unui mandat apar foarte multe probleme. Sunt din cele 25, 20 de proiecte sunt realizabile în cei 4 ani în primul mandat. Celelalte 5 proiecte sunt proiecte care trebuie demarate, dar cu siguranță nu vor putea fi terminate, pentru că din mai multe motive, durată, licitații și toate cele, și de ce să nu fim realiști, să spunem cetățeanului adevărul în față, pentru că oamenii s-au săturat să în campanii toți promitem. Da? Da, dar să promiteți că tot ce e scris acolo peste 4 ani, dacă ați fi ales, vor fi bifate, ca realizate? Am spus că 20 din cele 25 proiecte vor fi bifate, da. Sunt proiecte realizabile și celelalte sunt pe termen lung. Celelalte sunt pe termen lung, depind de alți factori și dar nu imposibil de realizat. Ca de altfel, o importantă problemă a orașului Țicleni este, așa cum spuneam, rețeaua de canalizare. Rețeaua de canalizare care actualmente este făcută doar pe o porțiune de 3 km și în continuare extinderea de la cartierul Tunci până la Băi Țicleni, care va fi legată în această rețea de canalizare, iar din centrul orașului până în Gura Lumezii, de asemenea, trebuie extinsă. Dar aici sunt câteva probleme tehnice și nu va fi ușor, pentru că cea existentă, cum am mai spus, și asta este realitatea, nu funcționează decât 30%. Datorită faptului că nu e gata lucrarea? Nu este gata, a fost recepționată, a fost semnată, dar proiectantul, executanții, comisiile de recepție
nu au făcut lucrarea cum trebuie și nivelul caselor este sub conducte. Din păcate, o acuzație care nu o putem dovedi acum. Ba, o putem dovedi oricând. Nu pe loc, dar... Asta e legea, din păcate. Da. O să o dovedim. Deci, nicio problemă. Luăm în calcul. Da, trecem mai departe, dacă dumneavoastră nu... Da. Nu putem. Dacă am dovediți înțeles. Pe loc că nu funcționează canalizarea decât 30%... Dacă dați drumul la telefoane, vă vor suna cetățenii și vă vor confirma. Nu putem. Nu e în regulă. Așa. Îmi propun dezvoltarea Direcției de Servicii Publice și în această Direcție de Servicii Publice îmi doresc ca rigolele stradale și toate lucrările să fie făcute cu câțiva angajați din localitate, 20-30 de locuri de muncă, cât va suporta bugetul, pentru că înființând această Direcție de Servicii Publice, vreau să vă spun că nu mai sunt nevoit. Cumpăr materialele la prețul de achiziție și firma primăriei nu va fi interesată să pună adausuri comerciale, să umfle timpii de manoperă, ba mai mult va fi interesată să facă lucrări de calitate și doar să plătim salariile și tot ceea ce prevede, bineînțeles. Dar va trebui pentru... să aveți specialiști pentru lucrări. Sunt specialiști, sunt aparatul primăriei, are specialiști, dar pe lângă acei oameni pe care îi vei angaja, cu siguranță vor fi și 2-3 specialiști. Direcția de Servicii Publice a mai fost și poate fi înființată și lucra mult mai bine decât cu alte firme. Pentru că firmele sunt interesate pentru beneficii, iar eu îmi doresc ca să fac lucrările și să plătesc oamenii. Mulțumesc. Și eu. Continuăm la următorul calup. Domnul Matei Catrinoiu, candidatul PNSCD pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și consilier local. Bănuiesc că și dumneavoastră aveți și varianta de consilier local, dar mergeți tot pe ideea de primar. Bineînțeles. Sunteți și în fruntea listei de consilier, nu? Da. Corect. Vă rog, domnule Catrinoiu, timpul domnului Catrinoiu regea. Stimați copii ai Târgu Jiului, ai Gorjului și ai întregii țări, cu ocazia Zilei Copilului, vă transmit multă sănătate, bucurie și să le dea Dumnezeu tuturor oamenilor politici mintea cea de pe urmă să înțeleagă că voi sunteți viitorul acestei țări și că dacă vouă nu vă merge bine, însemnează că oamenii politici au greșit și greșesc în continuare față de voi. Pentru aceasta vreau să vă spun că am analizat împreună cu conducerea partidului cu mult simț de răspundere tot ceea ce s-a întâmplat în orașul Târgu Jiu și în județ în general și am considerat că trebuie pus cap chiolhanurilor și pentru aceasta banii rezultați am considerat noi că merită să fie dați fiecarei mame și anume momentul în care se naște un copil voi da ca și primar al orașului Târgu Jiu suma de 5.000 de lei, sumă cu care mama respectivă să poată să-și bucure copilul, să aibă tot ceea ce trebuie, cred că ajunge pentru ceea ce trebuie unui copil mic, aproape un an de zile. Deci, iar dacă vor fi posibilități mai importante, vom crea și alte lucruri pentru acești minunați copii. Mă adresez pe această cale tinerilor, deoarece ei sunt clasa cea mai lovită în toată această perioadă. Tinerii noștri au plecat, pleacă oriunde, uitând de oraș, de județ și de țara lor. Pentru aceasta, consider că trebuie să ne îndreptăm mintea, inima și sufletul către tineri. În Târgu Jiu, pentru că marea majoritate a tinerilor nu au posibilitatea unei locuințe, am gândit să trec imediat ce voi fi primar la mansardarea tuturor blocurilor unde permite structura de rezistență pentru a crea acele apartamente, garsoniere necesare, atât de necesare tinerilor. Acestea vor fi dat cu
un preț foarte mic. Vor fi vândute sau închiriate? Pot fi și vândute și închiriate, dar ele consider că trebuie date tinerilor cu titlu gratuit, chiar dacă există această posibilitate, și vom găsi resursele necesare. Am avut posibilitatea să discut cu foarte mulți oameni importanți din Europa care pot să vină în ajutorul nostru. Numai de mult a fost un reprezentant al sindicatelor IG Metall din Germania care s-a oferit și a oferit sprijin. Din păcate, noi nu știm de multe ori să prețuim acest lucru, dar eu consider că trebuie făcute acele punți de legătură și să nu uităm că diferența este enormă între un sindicat din România care stă cu capul plecat și un sindicat din Germania sau cel mai mare sindicat din Germania care stă la masă oricând cu conducerea țării. Mulțumesc! Revenim la domnul Grigorie Petre, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Plopșoru și primar în funcție, și revin cu a doua întrebare. Ambii candidați care au participat până acum la emisiune de la alte partide spuneau că nu aveți drumurile asfaltate, drumurile sătești, drumurile în general, drumurile. Adică unul spunea chiar că nu e niciun drum asfaltat. Da. Greșeală. În afară de național. Avem realizat prin programul SAPARD drumul comunal 1048 Plopșoru Piscuri, modernizat și care este în funcțiune. Am realizat în acest mandat modernizarea drumurilor forestiere în comuna Plopșoru, unde am modernizat peste 12 km de drum, exact să spun, să nu las locul de interpretare. Și de asemenea avem în execuție, în fază de execuție, modernizarea a drumurilor agricole în comuna Plopșoru. Bine, o să spună, dar cum? Modernizare? Modernizarea înseamnă... Ei ziceau că vor asfalt. Păi, e ca și asfaltul. Are toate stratele pe care le are un asfalt, doar că la ultimul strat se amplasează un bitum semipenetrat, care este mult mai bun în cazul drumurilor forestiere și agricole, unde infrastructura drumului are o anumită elasticitate mai mare și permite în felul acesta ca drumul să se mențină în timp și să aibă un grad de mentenanță mult mai mare. De asemenea, vreau să specific că deviez și pe urmă iară, îmi tăiați cronometru. Da. Vreau să arăt faptul că în comuna Plopșoru în prezent se execută un sistem de canalizare. Lucrările de canalizare au uneori o adâncime și de 2 metri, 3 metri. Săpătura de pământ nu se tasează, pentru că așa este prin procedura tehnică. Nu poți să tasezi pe conductă ca să dereglezi conductele, mufările și celelalte elemente tehnice ale canalizării să nu se mențină în timp. Dacă vrem să avem un drum cu o mentenanță ridicată, așteptăm să facem întâi canalizarea, pentru că lucrează în timp și apar burdușiri, după aceea ne apucăm și asfaltăm și rămâne pentru totdeauna. Nu, facem asfaltul, după un an îl tăiem, facem canalizarea și cine suportă costurile pentru refacerea drumurilor și a burdușirilor care apar în timp, bineînțeles, cu costurile de rigoare și cu responsabilitatea primarului, pentru că primarul are o responsabilitate. De ce n-ai gândit în timp succesiunea lucrărilor și ai făcut întâi asfaltul și după aia l-ai tăiat după un an, doi și ai făcut canalizarea și acum din nou totul e vraiște? Nu se poate face așa ceva. Trebuie să le facem pe toate în succesiunea lor și vor rămâne, cum am spus, cu o mentenanță ridicată și cheltuielile sunt mult mai reduse pentru bugetul comunei, pentru că nu avem o comună cu buget mare, nu avem nici termocentrală, nu avem nici exploatare minieră, avem 11 sate, suntem una, nu avem, că s-a închis. Nu mai aveți. Cariera Peșteana Sud, exact. Da, din păcate, s-a închis o carieră, una dintre cele mai rentabile cariere din bazinul carbonifer. Cariera Peșteana Sud avea, pe lângă faptul că are cărbunele o putere calorică mai mare decât în celelalte cariere, mai mult decât atât, nu poți să vii la o exploatare minieră, indiferent ce ar exploata ea, nu poți să vii la jumătatea perioadei de
exploatare și să tai cu barda, s-o întrerupi. Toate cheltuielile realizate în spate de la deschidere, de la prospectare, la deschidere, la exploatare, toate s-au dus pe apa Sâmbetei. Mai mult decât atât, cine reface cadrul natural? Pentru că toate cheltuielile de refacere a cadrului natural trebuiau suportate din bugetul exploatării. Nu să rămână acolo un peisaj dezolant și care trebuie refăcut în timp pe alți bani, pe altă cheltuială. 20 de secunde, aș vrea să vă întreb. În cât timp credeți că, adică știți că e proiectat să termine canalizarea, ca să știe oamenii când vor avea asfalt? Păi, canalizarea trebuie să termine în 2 ani. În 2 ani terminăm cu canalizarea. În toată comuna? În toată comuna. Dar nu trebuie neapărat să așteptăm să se termine sistemul de canalizare și s-a să fie timp. Pus. Dar ne povestiți în timpul următor. Da. Ce faceți după ce e gata canalizarea? Sau, mă rog, etapele pe care le veți urma. Domnul Silvi Sprânceană, candidatul UNPR la funcția de primar al orașului Țiclen, să continuăm, vă rog, cu proiectele dumneavoastră. Da, deci rămăsesem la direcția de servicii publice, așa cum spuneam, deci îmi propun ca toate sau majoritatea lucrărilor care pot fi făcute cu această direcție, pentru că vor fi și lucrări care nu îți permite legea, trebuie să le scoți la licitație și se vor înscrie firme, vor fi pe alte proiecte și cu siguranță va trebui. Dar canalizările străduțelor laterale, introducerea de gaze, iluminat public, sunt o grămadă de străduțe laterale care încă nu au iluminatul public. Și sunt lucruri care pot fi făcute cu personalul primăriei, direcției de servicii publice și nu la costuri atât de ridicate. Mi-am propus să cumpăr o mașină de gunoi, tot în cadrul acestei direcții, să angajăm un șofer, 4 oameni, așa cum sunt și în prezent, pentru că orașul Țiclin are un contract cu o altă societate și se plătește la gunoi taxa de salubritate și de ce nu am putea avea noi 4-5 oameni ai noștri care să colecteze gunoiul aproape, zi de zi, pe zone, pe cartiere și să-l ducem noi direct la... Și la acea societate? La acea societate sau... Fiind singura, da, bineînțeles, dar nu printr-un intermediar și cred eu că s-ar putea reduce cât de cât taxa de salubritate. Am înțeles. Bineînțeles, din calculele care vor ieși la momentul respectiv, pentru că bugetul primăriei orașului Țicleni permite acest lucru. An de an au fost 60-80 de miliarde de bani de investiții. Anul acesta bugetul orașului Țicleni este de 200 de miliarde, dar vin niște bani din spate necheltuiți. Bineînțeles că din acești bani sunt salariile, personalul, aparatul de specialitate, care de fiecare dată sumele acelea trebuie să le prevezi să rămână acolo intangibile. Da. De altfel trebuie să spunem că dumneavoastră sunteți și consilier local și știți foarte bine cum se împart banii acolo. Sunt și consilier local și cunosc problemele localității, dar niciodată, indiferent cine va fi primarul unei comune, localități, oraș, aici nu vreau să critic pe domnul colegul, domnul Grigorie Pete sau pe domnul Catrinoiu, dar vreau să vă spun că niciodată n-ai să mulțumești toți cetățenii și toată localitatea, dar mi-am propus ca pe lângă aceste proiecte, dacă cetățenii îmi vor acorda încrederea, să mă deplasez o dată, la 3 luni cel puțin, și nu numai cu consilierii locali, în cartierele respective să faci un comitet de sprijin, de inițiativă, oameni cu care să discuți o dată la 3 luni de zile, să vină cu propuneri din zona respectivă și ceea ce decide comunitatea din zona respectivă, dacă acel proiect este necesar pentru cartierul respectiv, acel proiect îl punem în aplicare. Și nu punem în aplicare un proiect care nu și are rezolvare, rentabilitate și de dragul doar de a se numi proiect. Pentru că e ușor să îngrop banii, dar trebuie să ne gândim la multe. Introducerea unui serviciu de transport pe traseul Tunș, centru Gura Lumezii, așa cum am mai spus, un microbuz, este simplu de achiziționat, care să transporte cetățenii orașului
de la Tunji la Gura Lumezii și retur. Gratuit? Nu cred că gratuit, dar la un preț accesibil, nu știu cât va fi, un leu, doi, pentru a și... Nu există nicio firmă de transport acum? Nu, nu există, în Țiclen nu există, nu, nu, nu. Cu posibilitatea de extindere până la Peșteana și Cărbunești. 0 secunde. Revenim. Revenim. Da. În episodul 3. Domnul Matei Catrinoiu, președintele PNSCD Gorj și candidat PNSCD Gorj pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Domnule Catrinoiu, continuați, vă rog, ideile. Având în vedere faptul că foarte mulți contracandidați, și am mai spus... Și aveți și foarte mulți, cam cât aveți? Cam câți aveți? Vreo 12. Numai? Da. Faptul că fiecare a promis locuri de muncă și asta, își vrea să le reamintesc că nu primarul dă locuri de muncă. Primarul are, în schimb, obligația de a crea acele spații, să le zicem parcuri industriale, în care să atragă investitorii și, bineînțeles, să aibă și posibilitatea de om, de negociator, ca să aducă acești investitori din țară și din străinătate, venind cu propuneri și oferte concrete. Deci, pe lângă faptul că acestea vor fi dotate cu tot ceea ce trebuie, cu toată infrastructura, trebuie avut în vedere și pasul următor pentru fiecare întreprinzător care angajează tineri, aceștia să fie scutiți de taxe și impozite pe o perioadă între 6 luni și un an de zile. Indiferent câți tineri angajează? Indiferent câți tineri angajează, pentru că vă dați seama, dacă vine un investitor, el nu o să angajeze 2-3. Vine și depinde, angajează un număr mai mare de tineri și asta. În altă ordine de idei, am identificat și zonele unde se pot face aceste parcuri industriale, mai cu seamă că aceste zone au fost, întreprinderile au fost introduse în insolvență. Trebuie găsită această posibilitate foarte importantă pe el, pentru că acestea sunt plasate chiar lângă linia ferată, cu ieșire la strada principală de comunicare, pentru că în fond și la urma urmei investitorii vin acolo unde au posibilitatea să se miște și pe linia ferată și pe... Ei, este vorba zona CPL-ului, zona Grimex, mașinile unelte, fabrica, da, de bere. N-ar însemna asta ca primăria să cumpere la vânzarea, există, la licitație aceste terenuri? Există posibilitatea, dacă aceste terenuri nu au fost revendicate până acum și cu siguranță nu au fost sunt revendicate. Sunt în lichidare, sunt că, la licitație, fiind, la vânzare fiind deja. Fiind în lichidare și asta, să vândă activele eventual sau să găsesc soluții. Pentru că poți să găsești investitori să vină să preia. Bineînțeles, într-o discuție directă cu lichidatorul care are respectiva societate în lichidare, se poate discuta și găsi soluții de așa manieră încât să se poată face acolo ceea ce trebuie. Vă dați seama ce combinat am pierdut noi. Și pe mine mă doare în suflet că trec sute de mașini 37. Zilnic, sute de mașini încărcate cu lemne și le duc unde? Pentru că trebuie să învățăm un lucru. Nu trebuie să dăm aurul verde al nostru să-l prelucreze alții, le dăm pe nimic. Asta, da, au voie investitorii străini să participe la licitație, să cumpere active care sunt scoase la licitație? Vreau să vă spun că nu este o restricție în acest... Și se poate face chiar în parteneriat. Se pot face în anume situații. Sau să cumpere primăria situa... și să sigur, le pună la dispoziție? Există tot felul de soluții care nu secunde contravin legii. Bun. Să continuăm cu domnul Grigorie Petre, candidatul PSD la funcția de primar al comunei Plopșoru și primar în funcție. Păi da, rămăsesem la sistemele de canalizare. Exact. Nu trebuie să așteptăm punerea în funcțiune a sistemului de canalizare ca să asfaltăm ulițele. Deja
pentru sistemul de canalizare Olar Plopșorul Strădănești Văleni executat în proporție de 40%, ulițele sunt gata. Au fost amplasate conductele de canalizare, căminele, tot. Urmează doar să începem lucrările de asfaltare în acest an printr-un proiect finanțat de Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Banii sunt alocați, doar că trebuie să începem lucrările după procedurile de licitație. Urmează sistemul de canalizare apă menajeră pentru satele Izvoarele, Sărdănești, Izvoarele, Ceplea, pardon, am luat invers. Deci Izvoarele, Ceplea, Broșteni, Cursarul și Broștenii de Sus. Aici vine un nou sistem de canalizare. Și acolo vom executa mai întâi canalizarea pe drumurile Sătești. După ce terminăm canalizarea pe drumurile Sătești, începem pe drumul european, dar între timp pe drumul asfaltare. De asemenea, vom realiza inclusiv în satele de Lân și Piscuri un sistem de canalizare. Deși aici populația este mai mică și vom avea probabil unele probleme la racordări, totuși sperăm să funcționeze. Chiar m-am gândit aici la o asociere cu satul Daia din comuna Ninoasa pentru a avea o populație mai mare și a funcționa într-un sistem de canalizare modern cu populație mai multă, pentru că nu poți să pui în funcțiune un sistem de canalizare dacă nu ai un număr de cetățeni și de gospodării care racordate, care vor trebui să racordeze, pentru că altfel nu pun în funcțiune. Dacă nu se racordează și nu am... Da, există solicitări, pentru că la ora actuală având trei sisteme de alimentare cu apă potabilă în comună și beneficiază toate gospodăriile de aceste sisteme, oamenii s-au modernizat și au construit băi și au nevoie de canalizare pentru apă menajeră. Nu poți să ai baie în curte și să deversezi totul în drumul european. E clar că trebuie canalizarea pusă în funcțiune. Și că mai... ne obligă, cred că, și Uniunea Europeană, nu? Și dacă avem Uniunea Europeană și Agenția de Protecție a Mediului ne obligă să avem sistem de canalizare de apă menajeră pentru a asigura cetățeanului posibilitatea deversării apei menajere în acest sistem de canalizare. Da. Nu poți să faci sisteme de apă fără canalizare. Deci toate trebuie gândite la timpul lor și la momentul oportun. Și acest lucru l-am făcut la Plopșorul. Avem sisteme de alimentare cu apă, avem sisteme de canalizare în lucru, urmează asfaltarea drumurilor, urmează asfaltarea drumurilor Sătești, urmează canalizarea apă pluvială și toate celelalte investiții pe care împreună cu cetățenii le-am stabilit prin strategia de dezvoltare locală. Eu în fiecare an, la sfârșitul anului, informez cetățenii printr-o scrisoare de informare asupra investițiilor realizate în anul anterior și asupra propunerilor de investiții realizate în anul următor. Și aștept în fiecare an de la cetățeni câte o scrisoare prin care îmi cer: domnule primar, eu propun să facem în satul Izvoarele următoarele obiective sau în satul Ceplea următoarele obiective sau în satul Sărdănești. Și eu le centralizez, țin cont de ele și merg în fața Consiliului Local cu proiecte de hotărâri. Nu fac eu proiecte de hotărâri de capul meu, așa că vreau eu să fac în satul Sărdănești sau mai știu în ce sat un anumit obiectiv. Dar consilierii locali vin cu propuneri acolo, pentru că cei doi candidați, îmi amintesc acum, se termină timpul. Vă întreb în celălalt timp, în al treilea. Deci trecem la timpul 3, nu? E corect regia? Început cu domnul Grigorie Petre, eram obișnuită cu ordine inversă. Da. Domnul Silviu Sprânceană, candidatul UNEPR la funcția de primar al orașului Țicleni. Haideți să continuăm dumneavoastră. Cum discutasem și cum spunea colegul meu de platou, domnul Catrinoiu, deci în zone și orașul Țicleni are atâția intelectuali, atâția ingineri, atâția specialiști, chiar dacă sunt pensionari, chiar și muncitori specialiști, și de comun acord putem să ne întâlnim la o masă, să ne punem în aplicare ideile și a demara mai departe proiectele, cum spunea și domnul Grigorie Petre. Dar, încă o dată, repet, îmi propun ca pe cartiere să mă deplasez eu în fața cetățenilor, pentru că este mult mai ușor să culegi mai multe idei, pentru că mulți cetățeni n-au timpul necesar și nu vin așa toată ziua la primărie pentru a-ți propune proiecte.
și vin doar pentru nemulțumirile pe care le au sau problemele pe care le au. Păi și din nemulțumire se nasc proiecte. Corect. Cum spunea și domnul Catrinoiu, da, primarul nu creează locuri de muncă, trebuie să creeze facilități, dar creând această direcție de servicii publice, achiziționând acel microbuz, îmi propun extinderea, amenajarea unui loc de agrement și pescuit sportiv. Un loc de muncă acolo pentru sportivii orașului care își doresc în zona lacurilor Băitunși, unde sunt niște heleștei deja. Lacuri, da? Da, și cred eu că, nu știu, un loc, două de muncă se pot crea măcar prin acea taxă pe care o plătește pescarul sportivul și nu numai să vină în weekend la un grăt. La AJVPS? Nu plătești la AJVPS pentru că este proprietatea primăriei, pe domeniul primăriei și sunt ale primăriei. Și se poate, contra unei taxe de pescuit, să amenajezi acolo câteva băncuțe, câteva foișoare, căsuțe, de a face un grătărel, de a sta cu... Ce pește aveți acolo? Caras? E tot felul. Și peștele se bagă. Există? Puietul există. Și de ce nu se poate popula în continuare, cum Asociația de Vânătoare populează an de an râurile pe care le are în administrare și primăria poate din acea taxă, pentru că nu e o avere să bagi câteva zeci de kilograme de puiet care an de an le poți și să știți cu siguranță că peștele care îl bagi în apă nu îl mai scoți. Dacă joci cinstit și faci un pescuit sportiv, nu un pescuit industrial, cu siguranță e greu de prins, știți? Da. Dar, cum spunea domnul Catinoiu, avem și noi câteva hectare de teren în zona fostului CAP-ul, sunt câteva hectare acolo, avem câteva zeci de hectare, nu știu exact cât sunt, dar sunt destul de, cred că sunt 20 de hectare de teren la izlazul comunal și parte din acela poate fi dezmembrat pentru că nu mai sunt atâtea animale în localitate, mai sunt câțiva crescători de animale din nefericire. Și îmi propun ca să bat țara asta în lung și în lat cu anunțuri, cu tot ceea ce poate fi în străinătate, să aducem investitori, așa cum spunea și domnul Catrinoiu, cu sume modice pe perioadă îndelungată, să le creăm toate facilitățile, acolo o taxă simbolică, dar cu condiția, domnule, îmi creez locuri de muncă și bagă-mi și mie. Bine, probabil că firmelor să vină și cu specialiști, dar sunt și în zonă destui oameni pricepuți și să știți că nu numai orașul Țiclen, toate comunele din județul Gorj au și tineri pricepuți, tineri destoinici care termină facultăți, sunt și tineri muncitori care se pricep la diverse activități și de ce nu pot fi selectați și... Da, încă o dată vă repet și vă spun, da, primarul nu este Dumnezeu pe pământ, dar trebuie să te zbați pentru localitate. Înainte de a-i da cuvântul domnului Matei Catrinoiu, vreau să anunț regia că dacă stau bine să mă uit, toți candidații noștri au spoturi electorale, așa că dacă sunteți de acord, domnilor candidații, da, le vom difuza pe timpul fiecăruia în ultimul calup, în calupul 4, așa că regia o să vă rog să pregătiți toate trei spoturile electorale ale celor trei invitații ai mei. Începem în aceeași ordine, nu acum, pentru că suntem la timpul 3 al domnului Matei Catrinoiu. Deci, domnule Matei Catrinoiu, candidat PNZCD și președinte PNZCD Gorj pentru primăria Târgu Jiu. Sunteți dumneavoastră candidat și consilier local și începuseți acum ultima dată discuția despre activitatea economică la nivelul orașului și de locurile de muncă ce se pot crea în felul acesta, investitorii. M-am gândit și mă gândesc așa cum se gândește fiecare om din Târgu Jiu, cum au putut fi dărâmate atâtea întreprinderi fără a pune nimic în loc. Dau un exemplu, fabrica de cărămidă, fabrica Unirea, care a fost terminată și pus ce în locul ei? Pus un magazin. Mall. Un mall. Nu se poate. Au transformat Târgu Jiu dintr-o societate de producție într-o societate de consum. Vreau să amintesc încă o dată că
cu foarte mulți ani în urmă, am fost trimis de directorul Andrițoiu să refacem bugetul celor două întreprinderi, Mașini Unelte și Grimex, pe valută, pentru că nu aveau valută atunci. Am mers la București, am făcut contracte pentru a face laboratoare, diverse laboratoare, care erau făcute de către liceu, da? Pentru Costa Rica, Costa de Fildeș, Ecuador și în alte părți ale lumii. Ei, acestea nu acopereau decât 25%. Și zic către verișorul meu la vremea respectivă, ministrul tineretului, zic, Vere, ce fac? La care el zice, măi, voi sunteți în stare să faceți un bloc în 60 de zile? Și că, Vere, ești nebun, cum să facem un bloc în 60 de zile? Pentru că nu știam la momentul respectiv ce și cum. Dar vreau să vă spun că am sunat pe președintele cooperativei, constructorul la vremea respectivă și mi-a spus, da, în 45 de zile vă facem un bloc țais de garsoniere. Așa s-a și întâmplat. Am făcut acel bloc de garsonieră, am adus libienii și am refăcut bugetul celor două întreprinderi pe valută, pe o perioadă de 3 ani de zile. După foarte mulți ani m-am întâlnit cu o doamnă deosebită, doamna Achiriac, care era contabilă la vremea respectivă la Mașini Unelte și m-a felicitat că am adus aminte de ceea ce s-a întâmplat și ce fabrici erau cele două de top din țara aceasta. Ei, pe mine mă doare lucrul acesta și ar trebui să doară pe toată lumea. Și întreb, fraților, spuneți că aveți proiecte, că ați făcut, că ați dres, că nu puteți să plecați de pe funcții pentru că ați început niște proiecte. Ce proiecte? I-am rugat să vină în direct, să ne batem până leșinăm. În direct să spunem de ce suntem în stare. Păi a avut vreunul curajul să vină să ne batem în idei, în fapte. Eu am făcut pentru prima oară în județul Gorj proiecte pe care le-a preluat domnul Mischie și le-a valorificat. Dar a fost un om isteț. Le-a valorificat și a mers niște lucruri. Eu pentru asta mă bat. Nu mă bat pentru mine. Eu am tot ce îmi trebuie. Da? Mă bat pentru binele copiilor noștri, a nepoților și a generațiilor următoare. Asta trebuie să înțeleagă târgușienii. Nu altceva. Mai aveți 20 de secunde. Eu v-aș întreba s-a mai încercat aducerea de investitori și... Deci eu vreau să... Nu s-a reușit, nu asta reuși? Eu voi reuși cu certitudine, pentru că eu în toată perioada asta, 27 de ani de zile, mi-am făcut prieteni în toată lumea. S-a terminat timpul. Și acum, timpul 4 pentru fiecare dintre candidați, ultimul de altfel, câte 3 minute și jumătate și 30 de secunde spotul electoral. Timpul alocat domnului Grigorie Petre, candidatul PSD pentru funcția de primar a Comunei Plopșor, vă rog. Rămăsesem la Consiliul Local. Da. Consiliul Local al Partidului Social Democrat, adică grupul parlamentar, este alcătuit grupul de consilieri locali. Da. Este alcătuit din consilieri competenți și am venit în fața Consiliului tot cu o propunere alcătuită din consilieri competenți. Din oameni competenți, oameni cei mai de vază din comună, oameni care și-au dat de-a lungul anilor tot ce au putut, toată energia pentru a crea bunăstare în comunitate. Profesori, am toate categoriile, am și pensionari, profesori, am și femei, am și tineri, pentru că nu poți să vii cu un consiliu alcătuit numai din tineri sau cu un consiliu alcătuit numai din vârstnici. Să nu uităm că Sfânta Scriptură spune în pildele lui Solomon cum regele Solomon avea sfatul bătrânilor și a domnit 40 de ani. Fiul său a venit, a adus doar tineri și concluzia s-a distrus și regatul și au tăiat și capul. Deci se citește. Sfatul bătrânilor, da. E nevoie și de sfatul tinerilor, pentru că valori sunt și în rândul tinerilor,
valori sunt și în rândul vârstnicilor. Primarul trebuie să-i asculte și pe unii și pe ceilalți, să țină cont de ideile lor, de propunerile lor, așa cum am făcut eu, de nevoile lor. Am mers din casă în casă în această campanie, am stat de vorbă cu fiecare cetățean în parte. L-am ascultat cu mare atenție asupra nevoilor, am rămas surprins de unele nevoi pe care nu le cunoșteam și de... Deci un primar face investiții, dacă are bani. Nevoile reale ale cetățenilor în momentul de față sunt cu totul altele, sunt sociale, țin de boli, de spitalizări, de gospodărie, de un sfat pe care poți să-i dai cetățeanului, că în primărie nu vine cetățeanul să zice: domn primar, știți, eu vreau aia, investiții. El vine cu nevoia lui și dacă știi să-l asculți, dacă știi să rezolvi această problemă care ți-o pune el într-un timp scurt și real, prin funcționarii... Problema mea e cea mai importantă. Prin, e corect. Da, prin funcționarii din primărie, pentru că contează foarte mult ca și funcționarii din primărie să formeze împreună cu primarul un corp al funcționarilor competenți. Ăsta e un lucru mare, ca să ai oameni competenți și să te ajute, să fie lângă tine. Una este când îi dai, chiar dacă știe, să duce în teren și vine cu răspunsul sucit. Sau cu măsurători de date care nu sunt concrete și zice: lasă, că vedem noi ce face primarul. Nu așa. Trebuie, i-am instruit, prin ședințe publice, să facă în așa fel încât cetățeanul să fie mulțumit de activitatea lor, 20 de să-i primească cu zâmbete, cu inima curată și deschisă, așa cum face primarul. Întotdeauna am fost deschis către cetățeni și întotdeauna am fost deschis către problemele lor și întotdeauna și voi fi în continuare același om cu sufletul deschis și inima curată pentru cetățenii Comunei Plopșorul. Mulțumesc! Regia, haideți să dăm drumul la spotul electoral al domnului Grigorie Petre, vă rog. Stimați cetățeni ai Comunei Plopșorul, sunt Grigorie Petre, primarul dumneavoastră. Împreună am realizat foarte multe obiective benefice comunității noastre. Plopșorul are primar. Plopșorul are nevoie de un consiliu local majoritar al PSD pentru a promova proiectele stabilite cu dumneavoastră prin strategia de dezvoltare locală. Votați cei trei trandafiri, votați Grigorie Petre. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori alte foloase, altele decât cele cu valoare simbolică, constituie infracțiune și se sancționează conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Continuăm cu ultimul timp de antenă al domnului Silviu Sprânceană, candidatul UNPR la funcția de primar al orașului Țicleni. Ultimele 3 minute și jumătate, după care urmează spotul nostru. Da, deci rămăsesem la cu punerea la dispoziția investitorilor de terenuri, deci așa cum am discutat, și se pot găsi soluții, dar trebuie să te zbați pentru acestea. Cum spunea un coleg de-al meu, trebuie să bați drumurile și să fi interesat. Da, nu este un lucru ușor, este o povară, e o sarcină foarte importantă, pentru că nu înseamnă că dacă devii primarul unui oraș și te duci, te așezi pe scaun acolo și nu mai ai treabă. Atunci, mai bine nu te duci. Deci, cât îți iei aceste responsabilități și trebuie să le privești cu foarte mare atenție și cu interes. Probleme sunt multe în localitate, sunt greu dezolvat anumite probleme, proprietarii de păduri sunt nemulțumiți, proprietarii de terenuri au terenuri care le sunt afectate, au litigii. Ce puteți și face pentru proprietarii de păduri? Este o perioadă foarte grea. În Consiliul Local s-a aprobat
o sumă pentru cadastrarea întregii localități, dar din nefericire se pare că nu s-a ajuns la o situație rezolvabilă, pentru că înțeleg că firma cea care a venit să ia lucrarea nu a fost capabilă să rezolve, nu să cheltuie banii, banii ar fi cheltuit, să rezolve probleme, să delimiteze terenurile, măsurătorile, pentru că sunt foarte multe titluri date aiurea, foarte mulți proprietari, pentru că așa s-au dat din birou, din burtă, registrele agricole nu corespund și de aici apar toate problemele și toate litigiile. Și nu este ușor să iei o localitate dintr-o parte în cealaltă, să o iei la pas, la măsurat, dar asta înseamnă muncă pe teren. Acea echipă de la, din aparatul de specialitate al primăriei trebuie să stea pe teren să facă împreună cu acea firmă. Că da, va fi o perioadă grea și știu că sunt foarte multe probleme și litigii pe terenuri. Da, nu e și din cauza schimbării legilor proprietății? E doar, credeți că s-au dat? Ce se întâmplă? E și din cauza legilor, dar nu numai, e din cauza unor interese. S-au dat și de aceea... Sunt acuzații de rău, nu puteți continua. Da, s-au dat titlurile. Haideți că oricum mai aveți doar un minut să facem o încheiere. Deci rezolvați problema cu titlurile, spuneți dumneavoastră. Acolo unde sunt litigii trebuie rezolvate problemele în instanță, pentru că sunt titluri care se suprapun, adică două persoane au pentru titlu. Nu s-a făcut cadastre. Nu s-a făcut cadastru, două persoane să aibă aceeași suprafață de teren, da, dar dacă la momentul respectiv, conform registrelor, în 90 s-au făcut niște măsurători și s-a știut clar fiecare vecin și dacă se parcelau așa cum erau conform registrelor agricole, cu siguranță... Și dacă oamenii ar fi spus adevărul când spuneau de unde pleca pământul lor... Și acest lucru este adevărat, pentru că unul a zis că în loc de 6 metri, alții de 8 metri și într-adevăr și 10 secunde, reiese o suprafață mai mare decât declarată de proprietar decât a reală pe care o are orașul Țicleni. Da, vă urez succes dacă veți ajunge primarul vă mulțumesc să rezolvați aceste probleme. Regia, haideți să vedem spotul electoral al domnului Silviu Sprânceanu. Sunt Silviu Sprânceană, candidatul UNPR la funcția de primar al orașului Țicleni. Dacă îmi veți acorda încrederea și voi deveni primarul acestui oraș, îmi voi pune experiența și priceperea la dispoziția dumneavoastră. Vreau ca Țiclenul să devină un oraș european, iar bugetul să fie cheltuit cu maximă transparență în interesul cetățeanului. Decizia va aparține. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Între timp, domnul Silviu Sprânceanu a și ieșit pentru că este invitat la o altă televiziune și trebuie să ajungă la fix, așa că îl scuzăm pentru că a plecat înainte, ca și pe domnul Catrinoiu la un moment dat. Ieri, chiar ieri ați plecat și dumneavoastră înainte de finalul emisiunii, după ce ați consumat toți timpii de antenă, deci este foarte în regulă. E normal să facem de așa natură încât să puteți ajunge peste tot pe unde doriți să ajungeți. Și acum domnul Matei Catrinoiu, ultimul timp de antenă, tot așa 3 minute jumătate și spotul electoral la final. Domnule Matei Catrinoiu, vă rog. Stimați târgujieni, mă cunoașteți, vă cunosc. Viața mea a fost legată de mulți dintre dumneavoastră, pentru că foarte mulți elevi de-ai mei au ajuns oameni de vază, oameni realizați. Dacă atunci ne-am înțeles foarte bine,
consider că și de pe funcția de primar vă veți înțelege cu mine foarte bine, pentru că știți că pot să fiu dur, dar tolerant. Știți că îmi place corectitudinea și că tot ceea ce am promis că fac, am făcut indiferent de greutățile prin care am trecut. Viața ne-a dovedit și ne dovedește în continuare că unele metehne pe care oamenii le-au moștenit timp de 27 de ani nu se mai opresc, dar eu consider că a sosit momentul unei schimbări majore și la nivelul Târgu Jiului și de ce nu a Gorjului, pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă timp de 27 de ani ești la pupitru și nu faci nimic, măcar ai puterea și tăria de a te da la o parte. Ori lucrul acesta, foarte mulți nu o fac. Am spus, eu nu am venit în politică cu mâna întinsă să cer ceva. Eu am dat politicii multe lucruri. Am explicat inclusiv Universitatea Constantin Brâncuș, care eu am fost cel care am adus această universitate, că după aceea au apărut alții și au făcut ceea ce trebuie, este altceva. Pentru aceasta am venit în fața dumneavoastră de fiecare dată spunând ce am de gând să fac, fiind cu inima deschisă, și pentru aceasta vă rog dumnezeiește să ieșiți la vot. Pentru că, vedeți, jocurile de interese depășesc gândirea noastră și să nu credeți că dacă nu ieșiți la vot, vă răzbunați pe acei care v-au supărat. Nu, ieșiți la vot și dați votul cui credeți dumneavoastră. Un minut mai aveți, am o întrebare. Era... Se spunea că domnul Mischie este cel care a înființat universitatea. Nu este adevărat. Deci primele aprobări le-am luat eu și după aceea le-a preluat domnul Mischie. Nici nu era președinte la vremea când s-a pornit acest... Continuați-vă ideea, 30 de secunde mai aveți. Deci, pentru aceasta, vă cer să ieșiți la vot, să dați votul cui doriți dumneavoastră. Dacă mi-l veți da mie, am să vă spun că nu vă dezamăgesc. Primul lucru care îl voi face, voi pune legea în funcțiune, așa cum trebuie, pentru că fiecare dintre noi nu, sau nimeni nu este mai presus de lege. Pentru gândul meu curat, așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și cred că m-ați și înțeles. Regia, haideți să dăm și spotul domnului Matei Catrinoiu. Sunt Matei Catrinoiu, avocat, candidez pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și de consilier municipal. Vreau ca municipiul Târgu Jiu să devină o metropolă a turismului european. Vreau să fie respectată legea și economia orașului Târgu Jiu să devină funcțională. Dacă doriți să ne luăm orașul înapoi, votați Matei Catrinoiu primar! Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Pentru a vota, ai nevoie de un act de identitate valabil. Verifică valabilitatea actului tău. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumim, regia, pentru promptitudine. Iată, trei spoturi electorale făcute frumos așa pentru candidații noștri. Dragi invitați, mulțumesc pentru prezența în studio. Domnule Grigorie Petre, dacă aveți un mesaj de final? Da. În afara timpului de antenă, deci trebuie să fie foarte scurt. Da, va fi foarte scurt. Dragi cetățeni, vă mulțumesc pentru buna colaborare pe care am avut-o până în prezent
cu dumneavoastră și să nu uitați că vă iubesc. Voi fi alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru susținerea pe care mi-o veți acorda în continuare. Doamne ajută! Domnule Matei Catrinoiu! Dragi târgujieni, dragi gorjeni, în calitatea mea de președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, vă rog, votați cu încredere Catrinoiu Matei, primar la municipiul Târgu Jiu, lista de consilier al municipiului Târgu Jiu și listele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat din județ. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dragi telespectatori, pentru atenție. Mâine avem ultima zi de campanie, ultima emisiune electorală. Mâine este joi. Nu. Nu este joi? Ba da. Deci mâine este ultima emisiune. Mâine. Da? La dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. La revedere.